Salutare totul lumea, bine v-am șasilor la un episod de 5M aici alături de Mafios Blame, ce pui mie, alături de Iuno bă băieți din nou și episodul ăsta astăzi o să facem un jafu și jefuim un ăsta care conduce un Uber. Deci practic el o să sune la Uber și eu o să mă prefac că îl jefuiesc și pe el, dar o să jefuiesc de fapt Uber-ul, așa că tu stai aici frate, sună la Uber. Ai sunat? Eu stau aici în parcarea asta, deci el când a intrat... Tu aștepți un pic, deci el când a intrat acolo în zona aia, tu aștepți un pic, eu să mă bag cu mașina acolo. L-ai sunat? Da. Ți-a acceptat apelul? Blochezi aici cu mașina. Da, asta vreau! Dar du-te mai în spate. Bă, poate vine prostul ăsta pe care vrem noi să-l jefuim. Ăsta cu armele. Păi n-are voie, dacă l-am amenințat, de nu mai are voie să fac nimica. Dacă am pus ținta pe el și eu am arma scoasă. A venit cu aia, a venit ăla. Stai puțin. Ba mă, ăla e Uber-ul cu aia, că a venit, a intrat acolo. N-a intrat cu aia, lol. N-a rămâi acolo. Bă, du-te înapoi, te vede. Da, mă, pe asta vreau să fac. Fii atent, când a venit, nu te urci instant în mașină, zici bună ziua, domne, bagi vrăjel, că până ajung eu acolo să-l blochez, să scot arma la el, știi? Că el poate să accelereze dacă mă vede, știi? Că își dă seama că e ceva neregulă. Mare jafa aici ce facem. Să vedem și ce mașină are, că dacă vine cu o Dacia Logan, pui mi-e și milă să-l jefuiesc cu aia. Hai să așteptăm. By the way, vă place M3-ul pe care... Vă place M3-ul, vă ziceți în comentarii dacă vă place M3-ul pe care l-am luat. Am făcut un schimb cu un abonat, i-am dat un Lamborghini de la Undo sau nu mai știu cum se cheamă exact pe ăsta. Știu că era mai scump ăla și n-am meritat așa de mult, dar mie îmi plac foarte mult BMW-urile, așa că nu am zis să îl dau, că oricum nu mă jucam cu BMW-ul ăla. Dar nu vine, mă. Spune, nu mai vine Uber-ul. Gata. A zis că vine el, boul ăla care vrea să-mi cumpere pump-ul. Ce și... drafu, stai puțin. Nu o să eu... mea, dacă crezi. Coaie. Adică. Ăla e Uber-ul. Hai zi repede, ăla e Uber-ul. Care bă, că nu-l văd. E unul lângă tine, coaie. Nu știu, a, sunt pe sesiune singur, da, ăla e. Du-te. Mâinile sus, jos din mașină, domne. Am voie să ne puși dacă nu se dă jos. Dai voi. Jos din mașină, vă rog frumos. Mâinile sus, vă rog frumos. Așa, domne, veniți cu mine în mașină. Cu mâinile sus încet, dacă ați făcut vreo mișcare bruscă, v-am tras un glonț între ochi, domne. De fapt, nu ia veniți aici după clădirea asta, veniți aici, după zidul ăsta, băgați-vă primul, vă rog frumos, aici după zid. După zid, vă rog frumos. Și jaf, aici mare jaf, ce facem. Vă rog frumos să nu vă mișcați, domne, să văd câți bani aveți la dumneavoastră. Out of character. Ce zicem out of character? Mi-a zis out of character? Că out of character, stai puțin. Colegul tău, cum te-a chemat dacă l-am călcat cu mașina greșeală? Poftim? Colegul tău, cum a chemat Uber-ul și după aia te-a chemat pe tine dacă l-am călcat din greșeală? N-a chemat niciun Uber, nimeni. Eu v-am văzut aici pe dumneavoastră, vreau să vă jefuiesc. Sunt un mafiot. Alo. Asta e cealaltă, nu vă mișcați. Acum aveți că-mi dă un pumn între ochi. Da, dar ăla-i bait. Dacă îți dă un pumn între ochi și a admin. Ce bait? Ce bait, domne, n-am chemat niciun Uber. Colegul tău. Ce coleg, domne? Ați venit tu. Ce coleg, domne? Flip-flops ăla, mă, din mafie. Ce coleg, domne? Nu am niciun coleg flip-flop. Ba da, mă, știu că era unul care a chemat un Uber aici. Bă, cum îl jefuiesc, mă? Dați-mi 20 de mii și ești liber. N-am 20 de mii la mine, domnule. Ba da, aveți, domne, ia dați-mi. Ava. 20 de euro. Am verificat, domne, și am văzut că aveți. Haideți, dați-mi, băgați-mi în buzunar. 20.000. Dacă ați văzut că eu am domnule, dacă ați văzut că eu am 20.000, sunteți cam chiori. Am voie să zic că să mergem la bancă să scoată bani. Da. Haideți la bancă să scoateți atunci 20.000. Mi s-a pus așa pată pe ciocul dumneavoastră, domne. Vreau să vă jefuiesc. Haideți, intrați în mașină în spate. Încet, vă rog frumos. Că doar 20 de mii, nu sunt nesimțit de ăla să vă iau toți banii, domne, vedeți și dumneavoastră. Coaie, poate intră la șofer și-mi fură mașina. Domne, ce faceți, domne? Dați așa, domne, să mă urc eu prima dată, că... Da, domne, haideți, vă rog frumos, în spate. Stai că-l duc la bancă, coaie. Ce că bait, auzi, ce bait, frate? N-am niciun coleg eu, flip-flop. N-am niciun coleg pe care să-l cheme șlap. Filmez, buni, stai. Filmez, nu intra acum, te rog eu, filmez. Poți să-mi dai după aia. Dă-mi acum, te rog. Hai, zi să te pup, stați așa un pic, băi, hai să te pup acum.
Mersi. Ești pe bun. Mersi. La mulți ani. Mă duc imediat la bunul. O, pe păi așa, mai zic și eu. Ce beiți. Ia. Ce beiți. Așa, gata. Am revenit, domne. Mă scuzați. Mi s-a blocat creierul un pic. U, pe așa, dar mai zic și eu, viață, băiți. Hai să mergem repede să îl ducem pe ăsta la bancă să dea banii, să dea banul la băiatul. Cât ai în bancă, domne? 300.000 de domne. Ok, atunci dați-mi 50.000, domne. Da, să facu nicio mișcare. Bună ziua, ajutor, domne. Acest om vrea să mă jochiască. Ajutor, acest... Ridicați mâinile, vă rog frumos. Ridicați mâinile, a scos arma primată. Ridicați mâinile. Coboară și tu. Coboară și tu. Mă scuzați, domnule. Lasă acolo cu minte. Scoală mâinile și du-te la bancomat și scoate banii. Scoate 50.000 pentru că ai strigat ajutor. 50.000 pentru că ești... ai strigat la domn polițist. Hai, 50.000, te rog frumos. Domn polițist, intrați aici în bancă, domnule, să vă văd mai bine. Domnule. N-ați făcut nimic, domne. Aș vrea să nu chemați întâriri, v-am luat telefonul, domne. Că el, spune că el poate să plece cu aia. Da, domnule. Chem... Inuțul cu aia, Inuțul. A, Inuțul. Dași din gură, mă. Dați-mi 50.000, vă rog frumos, că ați strigat după ajutor. Ați fost nepoliticos. Stați în genunchi, domn polițist, vă rog frumos. Am luat telefonul, nu puteți faceți nimica. Nu chemați întăriri. S-a pus în genunchi cu aia. Haideți, domn, mai repede, vă rog frumos. Hai, mă, să-mi dea 50.000 și am plecat. 50. Așa, mulțumesc, domnul, stați aici nemișcat până am plecat. M-ai prind pe stradă. Stați nemișcat. Încercați cu amenințările, domne. Dacă mai amenințați, vă iau cu mine, domne, la secție. Uite, coaie a dat unul peste mine cu mașina. Să mor tu. Coaie a ieșit din bancă și a dat unul peste mine cu mașina. Coaie. Mașina, vă rog. Coaie. N-are voie să fugă ăla. N-are voie. Păi n-a fugit. Dacă fugi, e fel ar fi. Coaie. A dat peste mine cu mașina, coaie! Ui, ieșit, a ieșit ca față de cioară, uite lumina la mine! Nu, asta a pentru că mi-ați jefuit pentru că... Domn polițist, a dat peste mine! Coaie, cât bulan, bă! Domn polițist, ajutor! Vrei să... mi-am ascuns armele, nu? M-am speriat, domnul! Domnul a dat peste mine așa, călcați-mă și pe cap, vă rog frumos! Dacă nu se poate. Nu m-am călcat pe cap, domnul. Nu a, da, domne, mă doare foarte tare. Ia uite-l pe ăla cu aia. Sau... Uia, s-a arestat pe aia doi cu aia. Nu, domne, nu vreau masaj la cap momentan. Puteți să-mi oferiți masaj la cap data viitoare. A, e bine. Bine. Păi și-o presupun acum că nu fac nimic. Oh, da. Mamă, dar ce m-a... Dar eu nu pierd banii, nu? Eu nu pierd banii, nu? Decât dacă e mafiu și-ți bagă mâna în buzunar. Auliu, cu aia. Ajutor! Ajutor, vă rog frumos, domne! Ajutor! Mă salvează și pe mine cineva sau sal? Nu mă salvează, așa-i? Nu mă salvează. Cine mă salvează pe mine? Ai de pui mei. Ce ai? Nu o scriu în cea, că trebuie să vină polițistul. Domn polițist, ajutor, domn polițist! Domn polițist! Nu mă auziți? Nu mă aude. Bă da. Domn polițist, uitați ce mi-a făcut domnul. M-a călcat cu 200 la ora venit, m-a trecut peste mine, domne. Hai că te iau eu, domnule. Domn polițist. Ce ați făcut, domnule? Ați jefuit telele? Am vrut și eu, domne, să jefuiesc și m-a luat, domne. Și m-a luat, domne. La purnaie vă bag, domne, știți, nu? Aoleu, domne, pe ce am făcut, mă, nene, mă? Păi nu știu, domne. Ați jefuit de față cu mine? Acum păi n-am jefuit, nu erați de față atunci. Ba da, erați de față, de fapt. Da, o să fie de față, domne. Domne, pe ce ați făcut, mă, nene, mă? Bă, mașina lua la alea, răsuam și fără ușa. Bă, dacă mă bagă la spital și mă vindecă și bag un pumn în cap după aia și fug, ce se întâmplă? Da, domne, o să... Alahabar! Da, se pune, gen, se pune într-un fel ca RDM sau ca deadmatch. Domne, m-ați luat pe targa acum, mă duceți la... După aia la pușcărie mă duceți? La pușcărie mă duceți? Păi, normal, domnule. Aoleu, domne... Stai că vin eu repede la spital. Vino și salvează-mă, vino și salvează-mă. Amenință-l să mă lase. Aoleu! Uite cum am dat revive, hai repede, hai repede! Nu-i să aștepte puțin. Ia acolo la întrebări target de timp. Domne... Știi unde-i spitalul ăla principal, nu? Am fost la M.U.S. îți dai seama. Domne, pot să-mi iau și eu, domne, niște bandaje după aia? Da. M-a lăsat să-mi iau bandaje cu aia. Bine, stai puțin că vin acum. Nu ți-ai dat revive, hai să-mi dat pe cealaltă.
M-a lăsat pe jos aici pe gresia asta, e rece, mă. Da, acceptați. Stai că vin acum. Nu, mie mi-a zis domnul polițist. A, ba da, ba da, ba da, ba da, mie mi-a zis. Nu accept o dată. Mulțumesc, domn polițist. Lui să nu-i dați că e din altă mafie. Fugi repede, fugi repede, fugi repede, hai. Nu fug. Stai, mă, că nu mi-a dat revive, ho. A, ok, după ce-ți dă, vii repede afară și urci în mașină. Nu știu, domnule, vreți așa tatuaje alea? Păreți așa de un periculos și freză de aia de mafiot aveți. Hai, las, că-ți dau eu ție. Nu, domnule, vorbesc despre domnul din picioare cu ochelari de gangster. Să vii repede afară. M-a amenințat un mafiot cu aia, că mi-o dă. Văleleu, domnule, dar de ce nu m-ați ajutat, domne? Văzut că... Când te duci la poliție, să vii cu gen, să vii repede și să intri în mașină. Dar n-am cum, că n-am, ești mort cu aia. A, ești mort? Păi atunci nu are ce dracu să-ți facă. Mi-arată că-s mort, îmi pui mie. Mi-ați dat revive, domn polițist. Mie mi-e cred că mi-e bugui jocul, bă. Da, domnule, ți-am dat respawn. Out of character, mi s-a bugui jocul, domne, cred că... Mie mi-arată că-s mort. Mie mi-arată că-s mort. Că. Aoleo, domne. Păi ce-am făcut, mă, nene, mă? Orfanată. Ce face cu aia? Mă duce pe targă? Domne, e cu tine? Nu, domne, se plimbă pe aici. Ce faceți, domnule? Ce vă plimbați? Păi a scos pistolul. Zona, vă rog. Domnule, părăsiți zona, vă rog. La te a scos pistolul la tine cu aia, pleacă. Părăsiți zona. Așa. Ok, domnule, gata, vă... Așa, domnule. Se teleportează. Frate, dar are cum să-mi dea revive în secția de poliție? Da, are cum. Ce scuză să am zis repede, ce scuză? Gata, mi-a dat revive. A, am murit cu aia, m-am respawnat. Cu aia am murit. A, m-au respawnat în secția de poliție cu aia. Domn polițist, stați iubiți să dau niște declarații, domne. Nu mergem în birou să vă dau niște declarații, să vă spun ce s-a întâmplat. Hai repede, vino repede. Vă bag la fix aici. Cum ai venit dacă ieși, zici... Haideți. Nu-mi iau eu capul amândoi. Nu fug, domne, așa alerg eu, așa fac sport, dar mergem la birou, haideți, domne. Mă, cum să fug, mă? Vino repede, vino cu mașina fix în fața secției. Sunt fix în fața secției. Fix, fix? Om polițist. Sunt în parcare. Unde? Intră înăuntru. Aoleo, domne, ce mi-ați făcut, domne? Ți-a dat cu taserul. Intrați înăuntru, haideți. Păi, domne, dacă îmi dați cu taserul, cum să intru înăuntru? Nu! Eu fug, nu mă interesează. Nu mă lapez sus, domn polițist. Nu, domn polițist. Domn polițist. Păi stați, domne, că trebuie domnul să-mi dea niște bani pentru mită, trebuie domnul din mașină de... Aoleu, domn polițist! Domn polițist! De astea faceți cu mine, domnule. Nu, domne, n-am vrut să vă dau niște mită acolo, niște bănuți. Ce bănuți frumoși, domne. N-am fugit, domne, dar n-am fugit. Ieși afară, ieși afară. Domnul! Domnul, vreau să negociem, domnul! Nu negociem nimic, ieșiți afară, vă rog. Ești afară, domn polițist, vă rog frumos, vreau să negociem, domn polițist. Aole, domnule! Nu mai dau, băi, e rape. Afară, familia mea, domnule, ești afară. Ești afară. Lăsați-mă jos, domnule, și luați-l pe el, uitați ce face. E face Cristi mai grave decât mine, domnule. Lăsați-mă jos pe mine, vă rog eu frumos. Aaa, văleleu, văleleu. Fugi, fugi, hai. Na, cu coi, că mă ia pe sus. De fugi, domnule, ai bine. Nu fug, domne, niciunde, domne. Ia, domnule, îți dai șamara și freză. Galben, nu galben, domne, verde, domne. Deci, domne, haideți să vă spun aici. Deci eram la bancă, da? Am vrut să scot și eu niște bani. Știi, dintr-o dată m-am trezit cu pistolul în mână și cu doi ostatici, domne. Da? Așa dintr-o dată, domne. Așa dintr-o dată s-a apărut, domne. Deci dintr-o dată, eram să scot și eu niște bani, domne, și dintr-o dată s-a apărut, domne. Nu pot să-i dau un pumn ceva, nu pot. Haideți, domne, vă rog eu. Domne, stați un pic așa, să vorbim un pic de business aici. Stați, veniți un pic așa mai aproape. Veniți așa. Dar vezi că dacă te are pe targă, domne, stați un pic, domne. Vezi că... Domne, vă rog eu frumos, haideți să mergem un pic afară. Vin cu dumneavoastră, uitați, în spatele dumneavoastră merg, ca să nu ziceți, ieșiți dumneavoastră primul. Haideți, domne, uai, poți să intru cu cătușele la tine în mașină? Pot? Vezi, nu intra, stai cu BMW, stai cu Audi în față. Vezi, crezi că te împușcă dacă... Ameniți-l cu arma, ieși, ameniți-l... A, dai safe zone. Să stau cu arma pe tine, hai. Ok, domne, ok. Stă cu arma pe mine cu aia, cică. Da, nu pot să-l ameniți.
Ești ăsta din față, din BMW-ul ăsta? Da, e un Audi, e rob, da, hai. E gold așa? Stai, domnule, veniți un pic, veniți un pic să discutăm cu colegul nostru. Bă, cu aia, când am intrat în mașină, bag ce relație. Ba da, domne. Se prinde pe amândoi. Aia, nebelește. Așa, deci fii atent, frate. Urc, du-te! Cu aia, du-te! Nooo! Te-a luat și pe tine? Ești afară din mașină, bine. Coaie, serios? Gata, domnule, gata. Mi-a dat din, domnul, mi-a sparcă. Domnul meu, n-am vrut, domnule, să fiu, m-a tras de mână în mașină, domne. Da. M-a tras de mână, domne, în mașină. Da. Domne, vă rog frumos, aveți încredere, domne. Domnul, dacă vă dau bani, mă lăsați? Nu, niciun ban, niciun ban, niciun ban. Cu aia să-ți pișe pe banii tăi. Domnul, vă dau bani. Domnul! Cu aia, ce dracu! Băi! E dus acolo, lumea nu mai poți să imită, nu mai poți să faci nimic, așa e? Bă, băieți, din păcate în acest episod am fost arestați încercând să șefuim, adică am și șefuit pe cineva, dar am și fost arestați pentru că-s prost. Băi, tu îți dai seama că am fost prins de poliție din cauza că-s prost și nu m-am uitat și m-a călcat ăla cu mașina? Deci doar din cauza aia am fost prins, practic. M-a călcat ăla cu mașina că-s prost și nu m-am uitat, nu m-am asigurat în primic. Eu am ieșit în drumul, în mijlocul drumului și ăla probabil mergea cu vreo 200 și ceva la oră. Fraților, aia este, sper că v-a plăcut acest episod, dacă mai vreți episoade legere în continuare, dați frate și voi un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!